Κυρίσου Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και ελέησον ημάς. Că mulți o părăsesc pe credincioși. Recunosc. Trebuie să recunoaștem de aici. Mulți preoți au părăsit credincioșii. Și mă adresez și lor. Nu-i părăsiți. Că nu sunteți slujitorii COVID-ului sau bolilor. Sunteți slujitorii lui Hristos. Ați uitat. Când vă hirotonit și când vă sfințiți, ați spus jurământ că vă veți duce și veți suferi pentru Hristos până la moartea voastră. Încă nu vă omoră nimeni, dar urmează. Urmează de acum încolo să vedem care își dau viața pentru credincioșilor și pentru Hristos. Ia să vedem, ne dăm noi preoții viața pentru credința noastră? Urmează. O să vedeți, dumneavoastră credincioșii, o să vedeți care biserici funcționează și care nu funcționează. Că nu, sunt unele care nu funcționează bine. Nu îi mai spovedesc pe credincioși. Auzi, că să îmbolnăvesc preoții. Păi bagă-ți demisia. Să le zicem de acum, bagă-ți demisia din preoție, că nu ești bun de preoție. Pe urmă, nu fac părăstase că să îmbolnăvesc oamenii, auzi? Să n-aducă colaci, nu știu ce acolo, că să îmbolnăvesc oamenii. Rușine să le fie. Astfel de preoți nici nu trebuie să mai avem în biserica noastră. Să-și bage demisia din preoție pentru că și-au greșit cariera. Pentru că preoția nu-i meserie, dragul meu, e misiune. Ne-a chemat Dumnezeu la misiune. Misiunea aceasta o dat-o Dumnezeu Tatăl Fiului. Îți dau misiune să faci mântuirea în lume. Și Fiul ne-a dat nouă preoților misiune să ridicăm păcatele de pe lume. Păi cum ridici păcatele de pe lume dacă tu te baricadezi? Dacă tu crezi că te îmbolnăvești, dacă tu ești bolnav, sufletește și trupește, cum să vindești tu pe ceilalți? Că sunt destui oameni plini de boli și plini de suferințe. Și atunci le zic, preotule, vindecă-te pe tine însuți. Du-te și plângi, du-te, bagă-te în cămară acolo și plângi și ieși afară. La oameni, că așteaptă oamenii spovedania ta, așteaptă deslegarea ta, așteaptă slujbele care nu sunt ale tale, sunt ale bisericii, sunt ale lui Hristos, sunt ale sfinților. Iată, sfinții pe care îi pomenim noi astăzi, n-ar mai avea poporul român dacă nu și-ar fi pus viața lor în primejdie. Să știți că sfinții și-au pus viața lor în primejdie. Ia gândiți-vă în timpul comunismului, aici la Aiud numai și în alte pușcării, câți oameni au suferit acolo, câți preoți au fost acolo, câți călugări, câți credincioși ai bisericii noastre. Nu le-au fost frică, dragii mei. I-au scos afară în timp de iarnă, în zăpadă și gheață, și acolo i-au ținut, până au topit gheața sub ei și ieșau aburi din ei și din pământ. Ăștia sunt sfinți. Vedeți? Nu cei care se baricadează, nu cei care li frică. Li frică să facă liturghie. Stai că trebuie să iasă aburi din tine. Stai că trebuie să te răstignești. Cum să răstigni Hristos? Stai că trebuie să te dăruiești. Cum să răstigni Hristos? Nu numai să ne bucurăm de daruri, ci să ne bucurăm și de năcasuri. Să ne bucurăm și de greutăți. Că și acestea sunt ale poporului nostru și ale credincioșilor noștri.
Și să știți că de câte ori veniți aici la Sfânta Mănăstire cu boli, cu năcazuri, cu greutăți, stau frumos și vă ascult și parcă mă văd pe mine oglindindu-mă în greutățile dumneavoastră. Parcă aceeași boală o am și eu, parcă aceeași greutate o am și eu și mă identific cu bolile, greutățile și suferințele dumneavoastră. Ăsta-i preotul, ăsta-i slujitorul bisericii. Auziți, slujitorul? Nu să fie cineva să ne slujească, ci Fiul omului nu a venit să-i să slujească, a venit ca El să slujească și să-și dea viața pentru păcătoși. Ei, aceasta trebuie să facem noi preoții, duhovnicii și dumneavoastră credincioși pentru noi, pentru că sunt destui care între dumneavoastră și-ar da viața pentru credința lui, pentru preotului și pentru duhovnicului. Să vedem și preot și duhovnic care își dă viața pentru credinciosul lui sau pentru oaia lui, că el e păstorul cel bun, nu-i așa? Și zice Mântuitorul că păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Ia să vedem cum ne punem noi viața pentru oile noastre, pe care ne le-a încredințat Dumnezeu să avem grijă de ele, da? Să le spovedim, să le împărtășim, să-i deslegăm de păcate, să-i cercetăm, să mergem la căsile lor. Nu-i așa? Să vedem durerile și suferințele lor, că Doamne, multe sunt. Și orice durere a dumneavoastră, a poporului, e durerea noastră, a preotului și a duhovnicului, și durerea bisericii. Și durerea bisericii e durerea lui Hristos, să-i durerea Maicii Domnului, să-i durerea sfinților. Să știți că sfinții suferă pentru păcatele lumii și pentru greutățile acestei lumi. Aici e diferența între un om păcătos care caută să-și cruțe viața și o pierde, și un om sfânt care își pierde viața pentru Hristos, pentru biserică și pentru mântuire și o câștigă. Nu-i așa? Și atunci, de ce ți-e frică că mori? Păi oricum vei muri. Dar depinde cum mori, cu Hristos sau fără Hristos. În credință sau fără credință. Nu-i așa? Cu credinciosul lângă tine sau fără credincios. Și așa mai departe. Ce frumos când păstorul are oile lângă el. Ce cioban poți să fii când tu nu ai nicio oaie? Ce cioban e acela? Ei, ciobanul acela e mai apreciat, care are oi mai multe. Și păstorul de suflete, acela e păstor mai frumos, nu-i așa? Și plăcut înaintea lui Dumnezeu, înaintea Maicii Domnului, înaintea sfinților și înaintea dumneavoastră credincioșilor, când are cel mai mult credincioș în prejurul lui. Și nu se teme de credincioși. Credincioșii nu-i aduc boală, nu-i aduc răutate. Ei vin cu dragoste la biserică, vin cu păcatele lor. Și au zis ce frumos zicea Părintele Arsenie. Pentru păcate a lăsat Dumnezeu, cum a zis Părintele Casian, în predica Sfinției sale, deci Dumnezeu pentru păcate a lăsat dezlegare, milă și iertare. Ați auzit? Dar pentru răutate, vicleșug și spurcăciuni care nu mai vor să se mai scape de ele, o lăsa pedeapsă. Iată că o lăsa Dumnezeu și pentru cei care nu vor să se îndrepte și pentru cei care nu vor să se mântuiască, este pedeapsă. Și așa că pentru cei cuminți este raiul, pentru cei răi este iadul.
muncile cele veșnice. Și pentru credincioșii lui Dumnezeu, aici pe pământ, a lăsat Dumnezeu Sfânta Biserică, unde oamenii cu minți, plini de păcate, plini de boli, plini de greutăți, vin cu rănile lor și le arată doctorului și doctorului Hristos. Și noi, preoții, suntem cei care vedem rănile și suferințele dumneavoastră și îi le arătăm și noi lui Hristos și îl rugăm cu drag să vi le vindece, îl rugăm cu drag să vă ierte păcatele și să vă puteți mântui. Iată, iubiți credincioși, îi plin pământul României de oameni răi și oameni buni, de oameni credincioși și necredincioși. Să nu vă uitați, să nu credeți că dacă o îmbrăcat o haină călugărească sau preoțească, gata, să mântuiește. Nu! Nu! De câte ori, spunea Părintele Arsenie, la călugării cei netrăitori, că cuiere de haine. Și sunt destui cuiere de haine. Sunt, îi plin pământul. Da, așa este. Dar n-avem nevoie de cuiere. Avem nevoie de altceva, de trăire, avem nevoie de om, avem nevoie de oameni trăitori. Și unde să te duci în altă parte? La izvorul trăirii. Cine e Hristos? Și unde e Hristos? În biserică. Unde ni se dezleagă păcatele? Aici, în biserică. Cine e fabrica de sfinți? Biserica! Cine părăsește biserica, părăsește sfințenia. Îl părăsește pe Hristos, părăsește tot ce-i bun și se duce cu lucrurile rele. Pe cercetări cu lunează, cu